40.000 de doze împotriva HPV au fost distribuite de către Ministerul Sănătății către direcțiile de sănătate publică pentru imunizarea fetelor cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani. Ulterior, dozele vor fi repartizate medicilor de familie. Imunizarea împotriva virusului HPV se face pe baza solicitărilor părinților sau reprezentanților legali transmise medicilor de familie. Prima campanie de vaccinare anti-HPV a fost încercată în România în anii 2008-2009, însă fără succes. În ianuarie 2020, Ministerul Sănătății a anunțat reluarea campaniei de vaccinare gratuită anti-HPV și anunța o amplă campanie de informare în mai multe etape. Aceasta a fost însă abandonată după declanșarea pandemiei de coronavirus. În țara noastră se înregistrează cea mai ridicată incidență și mortalitate din cauza cancerului de col uterin din Uniunea Europeană. În fiecare an în România, peste 4.000 de femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, în timp ce aproape 2.000 pierd lupta cu boala, potrivit Societății Române de Microbiologie. Organizația Mondială a Sănătății recomandă campanii de vaccinare fetelor, însă sunt țări care au extins vaccinarea și la băieți, care sunt și ei purtători ai virusului.